Liniștea locatarilor dintr-un bloc din municipiul Târgoviște a fost tulburată la miezul nopții de un șofer prea grăbit care a pierdut controlul mașinii și a fost la un pas să se izbească de blocul de locuințe. Oamenii s-au speriat ca de cutremur. A fost zgomot mare? Vă dați seama că a fost... S-a cam mișcat puțin așa blocul. Zgomot și a vibrat puțin blocul. Dar nu m-am speriat, mi-am dat seama că a fost un accident și am coborât. Atât. Nu știu, și am văzut ce vedeți și noastră. Tânărul șofer le-a spus polițiștilor că a încercat să evite un câine care i-a sărit în față. Cel mai probabil avea viteză, dar nu a mai putut redresa automobilul. Ce s-a întâmplat? A ieșit un câine în față? A ieșit un câine în față, chiar la totul bloc pe acolo. Așa, și? Și am tras stânga de volan să-l ocolez și m-am dus pe bloc. Am înțeles, era singură mașină? Nu, eram cu băiatul, am luat cald și am luat la școală. Am înțeles. Ați băut? Nu, nu am băut nimic. Tânărul s-a jurat că nu a consumat alcool, însă aparatul etilotest l-a dat de gol. A fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,66 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus de polițiști la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște în vederea recoltării probelor biologice. Cât ai băut în seara asta? Că ți-a ieșit cam mult pe etilotest. Ai băut? Ce ai băut, nu exact? Cum ai pierdut controlul? Ai viteză, ce are? Ai avut viteză? Din fericire, nici șoferul, nici prietenul său care îl însoțea nu au fost răniți. Tânărul trebuie acum să-și repare singur atât mașina avariată, cât și pagubele produse la locul accidentului. În plus, s-a ales și cu dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.